Executivul a adoptat ordonanța pentru completarea articolului 48 din ordonanța de urgență a Guvernului 115 per 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuierilor publice pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și pentru instruirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene. Prin acest act normativ, cardurile emise pentru beneficiarii măsuri implementate prin Ordonanța de Urgență 63 per 2022, programul Sprijin pentru România, vor putea fi utilizate și pentru aplicarea măsurii de sprijin prin acordarea de alimente de bază și mese calde, beneficiarii fiind aceiași, mai arată comunicatul de presă al Guvernului. Sumele necesare a emiterii și distribuirii cardurilor pentru beneficiarii noi se regăsesc în bugetul de stat aprobat. O altă prevedere a acestei ordonanței vizează pe beneficiarii sprijinului pentru încălzire. Cei care nu au utilizat integral sumele de pe cardul de energie valabil pentru procurarea de lemne de foc vor putea încasa în numerar până la data de 31 martie. La sfârșitul anului trecut, guvernul a anunțat că va prelungi programul sprijin pentru România prin intermediul căruia românii cu venituri reduse primesc odată la două luni câte 250 de lei de la stat pentru alimentele de bază. Există însă câteva schimbări în ceea ce privește voucherele sociale pentru alimente și asta deoarece guvernul a decis ridicarea plafonului până la care vor fi acordate voucherele pentru o masă caldă. Așadar, toți românii care au un venit de 2000 de lei vor beneficia acum de cei 250 de lei, bani oferiți în patru tranșe de guvern. Important de sublinia pentru toți beneficiarii este faptul că, ținând cont că sumele se acordă odată la două luni, ultima tranșă de bani va fi virat în decembrie. Calendarul pentru anul 2024 va fi următorul. Februarie, aprilie, iunie, august, octombrie și decembrie. Cu alte cuvinte, atât pensionarii cât și restul românilor afla în situații vulnerabile vor primi în luna februarie 250 de lei în plus, relatează Antena 3.ro.